Gusturile nu se discută atunci când vine vorba de reprezentantele sexului feminin, însă și aceste principii se schimbă odată cu vârsta. Persoanele de sex masculin cu vârsta cuprinsă între 20 și 30 de ani preferă femeile care se bucură din plin de viață și sunt sigure pe ele. În schimb, bărbații trecuți deja de prima tinerețe preferă femeile puternice, inteligente, dar în același timp liniștite. Precum femeile sunt niște enigme, nici bărbații nu vor să se lase mai prejos. Bună ziua! Ce vă atrage la o femeie? Privirile! Ochii! Toate care sunt frumoase. Nu mai țin minte de 35 de ani, dar înțelegerea. Cam asta rămâne și acum, înțelegerea și respectul reciproc între ambele persoane. Păi depinde acum. Bunătatea ei, frumusețea ei. Asta, ce să mă atragă? Și să fie cu minte, să nu bată din meliță mult. Aia, așa e, așa e, cum ai zis. Corect. Părul. Ochii. Ochii mă atrage cel mai mult. Frumusețea în prima dată. Și inteligența. Și, în rest, cred că simplitatea, dacă îi. Am trecut eu de vârsta asta. Ați atras la soția dumneavoastră? Păi era o delicatețe atunci. Era frumoasă, inteligentă, cultă și în meserie. Era una dintre cele mai bune educatoare. Păi să fie inteligentă, să fie frumoasă, să aibă o ținută, o prezență, toate. Cuvintele frumoase. Inteligență. Asta e 100% pentru mine inteligență. Și frumusețea, dar inteligență. În primul rând, inteligența. Bunul simț. Aspect fizic plăcut. Așa cum sunteți dumneavoastră? Păi să vedem, prima dată felul în care se comportă, felul în care vorbește și după aia cum arată.